Așadar, dragi, bună ziua și bun găsit la treia Coprofumă mai departe. Este vineri și este ora 2:30. Este momentul când ne întâlnim cu Eva! Bine venit, Eva! Așa. Ca să ne apucăm de lecție, da? Deci tema pentru acasă. Clasa. Pregătitoare. Nu știu mai ales, nu mă gândesc. Da, clasa pregătitoare. Ei, începem treaba. Ne-am propus, am discutat înainte, să fii foarte atentă, să nu ne mai jucăm, că camera obosește, dar să putem fi încolo și încoace. Stăm liniștite, ne uităm cu multă atenție la probleme, ne concentrăm, să fim grase și presia să te ții foarte frumoasă, ca de obicei. Așadar, un kilogram de nuci costă 13 lei. Un kilogram de carne costă cu 10 lei mai mult. 10 lei mai mult. Ești atent, da? Mai mult. Deci, cu 10 lei mai mult. Cât costă împreună? Cât costă un... Costă 23. Cine? Kilogramul de carne, da? Fiindcă carnea e cu 10 lei mai mult, imediat ne-ai și aflat. Da? Bravo! Deci, iată prima. Cât costă împreună? Și prima, rezolvarea, da? Rezolvarea. Aflăm mai întâi cât costă un kilogram de carne. Da, așa se spunem, da? Aflăm, prima etapă, aflăm cât costă un kilogram de carne. Și cât costă un kilogram de carne, ai spus tu? La 13 lei, mai adăugăm încă 10. Și cât ai făcut? 23 de lei. Foarte bine. Ca să avem cât costă împreună, ce facem? Cât costă împreună un kilogram de nuci și unul de carne. Împreună. Ca să avem împreună. Spune ce facem. Povestește. Ca să aflăm cât costă împreună. Hai, ești atent, da? Adunăm cât costă. Ce vrei să spui? Tu vorbești. Am cât costă kilogramul de nuci și cât costă kilogramul de carne. Așa. Că împreună, nu? Bun. Adică ce operație facem? 13 lei cât costă kilogramul de nuci. Avem 23. Ei, cât faci acum? Asta e problema. Cât ne dă? 33! Excelent! Cum ai făcut ca să mă comiști pe mine? Cum ai gândit? 10. Așa. Și-am făcut 30, da? 3 la unite și cu 3 dincolo. 3 și cu 3. Deci, rezultatul corect este 33. Perfect. Dacă aș lua 2 kg de nuci și 2 de carne, cât ar costa? Iată, pun întrebarea. Da, 2 kg nuci și 2 kg carne. Cât costă?
nu, ci două de carne. Da, acolo trei și... Acolo trei și azi. Mire, trei și... Sigur că da. Uite cum ai făcut aici. Mai e, uite, bunicul a observat o greșeală. Și prietenii noștri, ca să uite la așa, au văzut greșeală. Ai zis 33, da? Cum 10 și cu 20, cum 30. Iar 3 și cu 3 ne face. 3 și cu 3. 3 și cu 3. 6. 6 trebuia spus. La unități 6. Aici am strigurat o greșeală. Am fost acum de neatenție. Wow! Să fiu mai atent data viitoare. Acum să vedem cât costă 2 kg, deci 1 kg de nuci și 1 de carne costă 36 de lei. Dar 2 kg de nuci, stăm așa frumos, dar 2 kg de nuci și 2 de carne, cât costă? 2 de nuci și 2 de carne. Ia să aflăm acum. Acum e momentul foarte frumos al Egiptului. Două de... unul de nuci și unul de carne știi. Dar două de nuci și două de carne. Unul de nuci și unul de carne știi. Dar două de nuci și două de carne. Povestește ce adică să faci. Cum gândești tu? Eu mă interesează și cum gândești tu. Foarte. Ce faci? Dar pe cine cu cine, ca să mă convingi? Eu știu că un kilogram de carne, nu mă vorbește de la frumos, un kilogram de carne și un genunchi știu cât costă. Unu și unu. Dar două de nuci și două de carne. Două de nuci și două de carne. Două de nuci și două de carne. Deci, 1 și 1 știu cât costă, 3 și 6. Dar 2 de nuci și 2 de carne. Ce o să fac? Deci, când e 1 kg de nuci și 1 de carne, costă atât. Uite, vezi? 3 și 6. Dar 2. De nuci și 2 de carne. Adunăm de 36 cât costă pentru un singur kilogram. De nuci și încă o dată. 36. 36. Nu, așa e, nu face. Uite așa. 36 plus încă o dată 36. Încă o dată 36. 36. Ei, acum tu gândește cât face 36 și cu 36. Acum să văd eu ce faci tu. Cât costă, da? Deci avem de adunat 36 plus încă o dată 36. Cât va face? Acum se surprinde pe toți prietenii noștri, că tu faci socoteală foarte bine. Cum gândim? Nu trebuie să dai răspunsul de dată. Povestește cum trebuie să analizăm. Vorbește, hai te rog să vorbește, aici să și rezistrează și mă interesează asta. Cum gândim? Ca să adunăm 36 cu 36. Să descompunem și plus 6, da? Descompunem pe 36 ca fiind 30 plus 6. Eu fac asta, dai voi, da? Deci 30 plus 6. Și încă o dată, plus încă o dată, ce grație, da? Ia 30 plus 6. Ei, acum să văd cum te descurci. Hai! Să adunăm unitățile. 6 cu 6. Cât face? 6 plus 6. 6 cu 6, 14.
30. Foarte bine, 60 și plus 12. Așa ai spus, nu? Că 6 și 6 fac 12. Deci ăsta a făcut 12 și ăsta a făcut 60. Ei, acum asta adună 60 cu 12 cât fac. Ia să vorba aici. 60 plus 12. 60 plus 12. Hai să vedem. 60 plus 12. 72. 72. Perfect. Deci, am dat răspuns în sfârșit, am reușit împreună să facem exercițiu. Uitați că un kilogram de nuci costă 13 lei. Un kilogram de carne cu 10 mai mult. Am aflat cât o costă kilogramul de carne. Uite ce bine am gândit. După care, împreună pentru asta, 13 lei, ești atent, te povestește lucrurile de ceva noastră. Exact cum am gândit. Hai, încep să spui. Fiindcă kilogramul de carne costă cu 10 lei mai mult, am aflat că costă, stai frumos așa, că așa am promis. Așa, am aflat că costă un kilogram de carne. Am adunat pe 13, cât costau muncile, cu cine? 10. Da, 13 cu 10, uite aici am adunat. Și ne-a dat 23 de lei cât costă un kilogram de carne. Și ca să vedem împreună, ce am făcut. Împreună, am adunat kilogramul de nuci, 13 lei. Uite de aici, da, hai vorbește, Ce reprezintă 36? Cât costă un kilogram de carne și unul de nuci împreună, da? Bun. Și când am luat 2 kilograme de nuci și 2 de carne, am adunat 36 cât costa unul și încă o dată 36. Și am dat 72. Foarte, foarte frumos. Acum cea mai mare întrebare pe totul. Cât costă 2 kg de nuci și 3 de carne? Deci 2 kg nuci și 3 kg carne. Cât costă? Ei, cât costă 1 kg de nuci? De carne. De carne știu, uite, am aflat aici, 23. Deci pe 23 de câte ori trebuie să la dură? Dacă sunt 3 kg de carne, de câte ori trebuie să la 23. De 3 ori. Deci punem 23 plus 23 plus 23 și plus câte kilograme de munci? Adică cât costă un kilogram de nuci? 13. Dar lasă-mi scrii loc, să fie azi. Da. 13 plus 13. Acum să te văd cum faci tu calculul ăsta. Ei, acum e cel mai interesant. Ia să văd. Hai să-l rupem. Aici câte 10 avem? 10 și un 3, da? Hai să scriu și eu. 20 plus un 3. Plus, din coace în cadă. Iar 20. Așa și un 3. Iar 20 și un 3. Din coace în cadă. Iar 20 și un 3. Da? Aici avem ce? O singură 10 și un 3 din coacea pe mea și o singură 10 și un 3 egal cu
Ia să vedem. 3. 6. Și cu 3. 6. Deci cu 3 ești ce faci? 9. Și cu 3 de aici? 12. Și cu 3 de aici? 12 și cu 3 încă? 15. Să punem și noi 15 plus de ani 10 de numere, de toate. Așa. Câți de ani de 10? 10. 10 plus 20. Da. Și aici? Plus 10. Plus 20. 20 cu 20. 20 cu 20. 40. Și cu încă ăsta de aici? 20. 80. 40 cu 20. 40. Și cu 20. Ăsta? Și cu 20. 40 a fost până aici. Și cu 20. 4 și cu 2. 60. 60. Și încă cu 2. Cu 20. 60 cu 20. 13 plus 13. Foarte important. Și întrebarea era cât costă împreună cele 2 kg de nuci și 3 kg de carne. Și aici am făcut. Pe 23 l-am descompus. 20 plus 3. Iar 20 plus 3. Iar 20 plus 3. 10 plus 3. 10 plus 3. Și am adunat mai întâi unitățile. Că 3 și cu 3. Hai vorbește cu. Da. 9 și cu 3 de aici. 9 și cu 3. 9 până aici a fost. 9 și cu 3. 12. Și cu 3? 12 plus 3. Aici șterg.
lăsăm deasupra ce este scris acolo. Și altă întrebare, cea mai tare, cea mai tare. Cât costă Eva, să stai într-un singur loc, că tu când te miști, camera obosește și nu mai știi să te prindă, pentru că tu te miști așa, iar îmi zice, stai în locul ăla, tată, că nu poți să te filmezi. Ea se focusează, se concentrează foarte mult pe ea, pe noi. Uite, vezi cum stau eu, nu mă mișc așa, nu fug pe fața tablei. Ea obosim, obosește orice o stai. Și noi ne-am parte de a fi prinde. Hai să vedem. Cât costă 3 kg nuci și 2 kg carne? Da? Cât costă 2 kg nuci și 2 kg? Și acum tu spui. Cum știu că 1 kg de nuci costă cât? Apoi, cât costă? Iar eu, fiind am 3 kg, atât 3, trebuie să-l adunăm pe 13 de câte ori. Adică avem 3 kg atunci. Atunci 13 de câte ori trebuie să-l punem la adunare. De 3 ori. Și 2 kg de carne. Ce știm? 1 kg de carne cât costă? Am aflat cât costă 1 kg de carne. Uite-le pe tablă. Costă 23. 23. Și de câte ori fi cam 2 kg? De câte ori trebuie să pun pe 23? Cam două, dar două kilograme de carne. De câte ori pun pe 23? Păi ce de trei ori, dar nu sunt 3 kilograme. De două ori? De două ori, sigur că da. Deci trebuie să pun o dată, 23. Și încă o dată, 23. Și era bun. Hai să-ți arăt o șmecherie. Nu le mai rupem. Nu-i mai rupem. Deci, 3 și cu 3 cât face? La unități face. Hai, fă-l așa. 3 și cu 3 de acolo. 6. Și cu 3 următor. 9. Da, și cu 3 următor. 12. Da. Și cu 3 următor. 12 și cu 3. 15 și am terminat cu unitățile. 15. Și am ajuns la 10. Începem. 20. 20. Și cu 20. 20. Și cu 10. 50. Da. Și următoarea 10. 50 cu 10. 60. Da. Și cu 70. 70. Și cât face 15 și cu 70? 15 cu 70? 85. 85. Foarte, foarte important. Foarte bine. Deci 85 de lei costă cele câte kilograme? Cât am zis noi? Câte kilograme de nuci? Mai câte am uitat eu, tu știi, ții minte câte kilograme de nuci am spus? Două. Păi nu se vede, că sunt trei. Da, sunt trei. Trei kilograme de nuci și câte de carne? De carne, două. Păi două, sunt doar 23. Deci de aia, din cauza asta am zis de două ori 23, fiindcă ei, întreb acum, cât ar mai trebui
cresc până la 100 de lei. De la 85 până la 100. Cât mai trebuie? Mai putem lua un kilogram de carne sau unul de nuci. Deci până la 100 de lei. Eu am buzunat cu 100 de lei. Am luat, m-am uitat acum cât mă așa de sunt aceea. Cât mă da restul? Să vedem cât mă da restul. Dintr-o 100 să scădem pe 85. Ia să vedem. Hai. Deci dintr-o 100 să scădem pe 85. Cât rest îmi dă, ai foarte important să știi. Ce rest obțin dacă din 100 scădem 25? Pe 85. Deci din 100 scădem pe 85. 85, ca să vedem ce rest ne dă. Trebuie să știm să mă nespăcărească. Vânzătoarea. Mai trebuie să știm acum. Păi cât trebuie să-mi dea? Aici e foarte important. Ce rest îmi dă aici? E 100 dacă se vede pe 85. Din 20, așa, 10 plus 10,
Și scădem pe 5. Ia fii atent aici. Din 10 asta putem scădea pe 5? Cât face 10 din 5? 5? 5? Și se lipește din 10 aia. 10 plus 5, cât face? 10 plus 5 egal cu 15. Iată rezultatul corect. 15. Ăsta este rezultatul corect. Bun. Am făcut o lecție frumoasă, interesantă. Un singur lucru mai trebuie să spunem. De data asta ai fost mai cu minte. N-ai mai zgânciulit pe aici pe dedesubt. De acord? Bun. Și mai avem pe ceva de spus. Că te-ai străduit să fii, să stai într-un singur loc, dar prea ai putut. Așa e? Data viitoare ce o să facem? O să stăm mai comis și să ne concentrăm, să nu mai e problema. Felicitări! A fost o lecție frumoasă. La revedere! Pe data viitoare! Foarte multe lucruri frumoase a făcut.